Anunțul că statul elen își redeschide sectorul turistic în luna mai îi bucură pe români. Se fac deja planuri de vacanță și sunt planificate bugetele. Potrivit guvernului de la Atena, unele măsuri ar urma să fie relaxate chiar din această lună. Grecia speră ca sezonul estival să înceapă ca într-un an normal, adică peste numai două luni. Prin Skype, într-o legătură din Grecia, este alături de noi Dan Adrian Drăgan, reprezentant Forum Grecia. Bună ziua! Calimera de aici, din Tasos. Cum se pregătesc autoritățile din Grecia pentru deschiderea sezonului turistic? Autoritățile elene se pregătesc pentru sezonul turistic 2021 încă de anul trecut, de când au impus restricțiile la începutul lunii noiembrie. Se gândesc să deschidă sezonul, exact cum ați spus și dumneavoastră, la jumătatea lunii mai, în anumite locuri, poate și mai devreme, dând astfel speranțe turiștilor români că ar putea ajunge în Grecia chiar și de Paște. Au anunțat într-adevăr ieri un plan, au anunțat și condițiile în care se poate intra în Grecia cu vaccin, cu test sau turiștii să fie imunizați deja. Da, deci turiștii ar trebui să îndeplinească aceste trei condiții pentru a avea acces în Grecia. Fie vor fi vaccinați, fie vor avea anticorp, vor avea dovada că au trecut prin boală, ori un test negativ. Aș fi vrut să vă întreb de asemenea, domnule Drăgan, cât de bine s-a adaptat industria turismului noi realități? Deși anul trecut a fost afectată destul de puternic industria turismului aici în Grecia, totuși au suportat, au trecut cu brio și s-au adaptat. Un exemplu este faptul că în anumite spații hoteliere au oferit reduceri care să acopere prețul testului PCR, PCR. Sau au oferit 5-6 nopți de cazare rezervate și o noapte sau două gratis, astfel încât să acopere din cheltuielile unei familii care ar fi trebuit să plătească testele respective. Au respectat de asemenea protocoalele sanitare impuse de către autorități. Grecia și-a dorit și anul trecut și își dorește și anul ăsta să fie o destinație sigură care să poată primi turiștii în condițiile cele mai bune. Da, și încă o dovadă în sensul acesta că turiștii vor să fie pregătiți pentru deschiderea sezonului estival. Un detaliu care mi s-a părut important este acela că după vaccinarea persoanelor vulnerabile, angajații din domeniul ospitalității vor urma la rând. Da, își doresc să se concentreze cu vaccinările pe destinațiile turistice, astfel încât, după cum spuneam, să deschidă cât mai repede sezonul turistic și să poată primi turiștii în condiții foarte sigure. Și se vorbește de asemenea despre introducerea pașapoartelor verzi digitale, deocamdată la stadiul de propunere. Credeți că acesta va reprezenta viitorul în turism? Într-adevăr, Grecia a fost una dintre țările care au solicitat acest lucru de la începutul anului. La început au fost privite cu scepticism, dar ulterior majoritatea țărilor care au ca profil turistic foarte dezvoltat au fost de acord și au susținut acest demers. Înțeleg că luna asta se va da o decizie în legătură cu acest aspect. Au fost anumite voci care au spus că pașapoartele de vaccinare, cum sunt numite, ar fi discriminatorii. Într-adevăr, în acest moment, probabil că asta este adevărat, doar că putem să ne gândim, așa cum ați spus dumneavoastră, pe termen lung, să spunem în 2022, când majoritatea populației o să fie vaccinată, acest lucru va ușura accesul turiștilor în țări străine și, de asemenea, va diminua costul sejurului. Astfel încât nu, turiștii nu vor mai plăti testele PCR.